Mulțumesc tuturor, Xenia Croitoru, mă grăbesc să vin la tine cu informațiile de ultimă oră. Vine o lovitură, practic, nu ne dăm seama dacă doar de imagine, ci una care să explice jocul politic de la această oră. O propunere șoc din partea PNL, Xenia, sau a domnului Ciucă? Te ascult. Bun găsit tuturor! Din partea Partidului Național, cel mai probabil, a fost o ședință destul de restrânsă, în format restrâns la Partidul Național Liberal. Nicolae Ciucă, premierul desemnat, Florin Câțu, liderul PNL și premierul interimar la acest moment, Lucian Bode prezent și el la această ședință, Iulian Dumitrescu, dar și secretarul general al Partidului Național Liberal, Dan Vâlceanu. O ședință destul de restrânsă în care s-a discutat ce vor face în perioada următoare. Spun surse politice că din această ședință se iese cu următoarele idei. La finalul săptămânii ar trebui să avem un guvern plin. Rămâne de văzut însă cu ce majoritate, pentru că în acest moment se merge pe ideea de executiv minoritar format din UDMR și Partidul Național Liberal. Ministerele să se împartă către cele două formațiuni politice. La cei de la UDMR să meargă Ministerul Fondurilor Europene, care a și fost negociat inclusiv în această dimineață între liderii formațiunilor politice. Mă refer aici la Kelemen Hunor și Florin Câțu. Și, atenție, votul din Parlament pentru executiv, pentru că în acest moment Oana nu au majoritate dacă vor să voteze un executiv minoritar, ar mai trebui undeva la 70 de voturi să vină de la Partidul Social Democrat. Așadar, se așteaptă liberalii ca votul pentru acest executiv, pentru ca el să treacă, să vină din partea socialdemocraților, însă rămâne de văzut ce vor spune aceștia, dacă vor mai exista și alte negocieri în zilele următoare, pentru că să nu uităm, PNL are niște decizii luate în Biroul Politic Național, o decizie în care se spune că Partidul Social Democrat nu colaborează în niciun fel cu liberalii și liberalii nu vor să colaboreze cu această formațiune politică, odată pentru că le-au votat moțiunea de cenzură și a picat executivul Câțu și să nu uităm, desigur, și cei de la USR care au făcut acest lucru și aici este o decizie tot în BPN luată de liberali, că PNL nu colaborează cu USR Plus. Vom vedea dacă vor reuși să obțină vreun vot din partea acestora pentru a trece acest executiv prin Parlament, pentru că vorbesc surse liberale, cel puțin din tabăra lui Nicolae Ciucă, premierul desemnat, despre faptul că acesta, cel puțin echipa sa, ar trebui să negocieze inclusiv cu parlamentari la bucată care să le voteze executivul. Este o situație în acest moment destul de dificilă. În prezent, liberalii nu au susținerea necesară să treacă acest executiv, adică jumătate plus unul din numărul total de parlamentari ar avea nevoie să își treacă acest executiv prin Parlament. Vom vedea dacă vor reuși până la finalul săptămânii, așa cum și-au propus să facă acest lucru. Mulțumesc, Xenia!